Cunoscută ca școala numărul 11, școala Constantin Brâncoveanu a fost astăzi în sărbătoare. Elevi, părinți și cadre didactice la oaltă au sărbătorit ziua școlii. De 36 de ani aici se obțin performanțe în educație, iar de 26 de ani poartă numele domnitorului Constantin Brâncoveanu. De ziua lor, elevii au pregătit activități frumoase, o paradă a costumelor eco, fiindcă săptămâna aceasta a fost săptămâna verde în școală, iar copiii au desfășurat o multitudine de activități în și pentru natură. O nouă zi frumoasă pentru noi, plină de culoare, plină de entuziasm. Este ziua școlii, sărbătorim 36 de ani de la înființare și 26 de ani de când am preluat acest nume sacru, numele domnului martir Brâncoveanu. Aproximativ 100 de elevi ce învață la Constantin Brâncoveanu s-au făcut remarcați la concursurile școlare prin rezultatele obținute. Rețeta succesului cred că constă în perseverență, în muncă și în echipă. Echipă însemnând unitate școlară, cadre didactice, elevi, părinți, dar și partenerii noștri de succes, ISJ-ul și Primăria Slatina. Ce înseamnă să fii elev la Brâncoveanu? Păi e o bucurie, ceva frumos. Este ca un vis, e minunat. Este diferit aici la Brâncoveanu față de alte școli? Pentru mine este. Ce este diferit? Cum? Ce este diferit? E ca un loc așa al prieteniei și al... Te simți în siguranță. Este un sentiment foarte bun și sunt mândră că învăț aici, datorită profesorilor și elevilor foarte buni, care ne-au ajutat să obținem rezultate foarte bune la concursuri. Ca de fiecare dată, ziua școlii este un moment bun în care părinții, elevii și dascălii se bucură de roadele muncilor în echipă.